În primele 9 luni ale anului au fost date în exploatare mai multe locuințe față de perioada similară a anului 2018. Potrivit Biroului Național de Statistică, au fost date în folosință 6.593 de locuințe și apartamente, cu 58,7% mai mult decât anul trecut. Suprafața totală a acestora a constituit peste 499,8.000 de metri pătrați. Cele mai multe locuințe, peste 5.941, au fost date în exploatare în orașe. În sate, numărul a ajuns la 652. Pe regiuni se evidențiază creșterea locuințelor date în exploatare în următoarele regiuni. În municipiul Chișinău cu 71,9%, în Otaga-Gauzia cu 60%, în centrul țării cu 39,4%, în sudul cu 21%, scăderea s-a înregistrat în partea de nord cu 3,7%.